printr-o nouă victorie, HCM Baia Mare va fi cu un pas mai aproape de o nouă calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Cu toate că echipa băimăreană este favorită în meciul cu Thüringer, tehnicianul Aurelian Roșca a declarat că va trata partida cu seriozitate, iar HCM va trebui să facă un joc foarte bun pentru a obține victoria. Va trebui să jucăm foarte bine dacă vrem să fim în sferturile Ligii Campionilor. Nu este un joc gata jucat. Echipa din Thüringen este o echipă bună, care atunci când este lăsată, joacă foarte bine. Să nu uităm jocul din tur, unde pe final de joc a fost câștigat. Nu trebuie să... Faptul că au un punct până acum, asta nu înseamnă că nu este o echipă care își merită locul în grupele principale ale Ligii Campionilor. Meci trebuie jucat în primul rând. E clar că începe de la 0-0. Îl vom trata cu seriozitate, așa cum am tratat fiecare meci. E normal să ne dorim victoria și sunt convinsă că oricum va ieși așa cum ne dorim. HCM Baia Mare, care a câștigat până acum toate cele patru meciuri din grupele principale, ocupă poziția a treia a clasamentului cu 8 puncte acumulate. De cealaltă parte, Thüringer a pierdut toate meciurile și ocupă ultimul loc cu un singur punct acumulat. Partida programată în etapa a 5-a din prima grupă principală a Ligii Campionilor va avea loc mâine cu începere de la ora 18 în sala polivalentă la Scărpană. În meciul tur din Germania, HCM s-a impus cu 25-23.